Wow. Tu zdaj seama că din cauza... E ca și cum episodul, primul episod pe care l-am filmat, până acum n-am făcut niciun progres, pentru că ai murit acolo. Da? Deci, putem să trecem direct la episodul ăsta și... Pur și simplu, ai sărit în nimic. Cât o să mai dureze durerea? Până, până cum... Până găsești pe altcineva care să mă înlocuiască. Fă să se oprească Michelangelo. Ai putea să-l iei pe Erdin, el știe să joace jocuri. Michelangelo? Da. Ceaci. Sar și nu cad în gropi. Ceea ce e un alt meme pe care l-am creat pentru că Mihai doar apare și zice ceaci. Păi, e mai scurt și mai rapid decât ce fac. Păi, dar ce mă gândeam? Oare am zis asta într-un episod în care vorbeam cu Erdin să facem o dată așa un RPG despre noi și tu mori în RPG-ul ăla? Și suntem la mormântul tău, e ploaie, muzică tristă și deodată tu apari din spate și zici ceaci. Și aflăm că Mihai, care a murit, era de fapt o clonă pe care ai creat-o tu, ca să nu mergi în aventură cu noi că ți era lene. Păi, pare a fi ceva ce aș face, sincer. Da. Și așa. Mă încep dacă pot să sar pe carturile lor. Nu prea. Vreau să aflu. La 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 la. Oh my god. Deci n-ai aflat acum. It's all you. Oh, ar trebui să mor atunci. Eu nu-s bun la asta. Hei, uite, n-ai făcut rost de viață. Și-o deprimeau rapid. Hei, uite, și te-ai făcut rost de viață. Jesus. Jesus. Oh my god, cât e rost, tu ești o comedie! Stai, cumva numărul ăla al meu înseamnă câte nivele am făcut? Ce wow. E la, în lobby, e acolo gen numărul de... Habar, e un număr. Nu știu, o să-ți arăt când mori. Mersi, mersi Mihai, că nu crezi în mine că o să termin nivelul. Oh, da, am un credere. Ok, deci să nu dai start... Ah, de fapt, erau numai. Vezi, acolo e gen la mine 0 și la tine 7. Oh, cred că da. Da, la nivel... Da, da, chiar mă gândeam la asta, că noi împărțim viețile și mă gândeam... Alea-ți viețile, pentru că n-avem cum să avem și vieții separate și aceleași vieți. Da? Oh, come on! Oh, come on! Oh, Jesus! O să evoluezi? Devii Hulk? Piece of fucking shit ass bullshit ass game cu cartul lui cu tot în care trebuie să sar mereu, trebuie să vină un crocodil de la tâmpit să te omoare mereu. Când crezi că ai terminat nivelul și ai ratat după, încerci să ajungi la balon, dar nu, ai apăsat puțin mai tare butonul de sărit și ai sărit fix pe lângă balon, nu-i așa? Da, și jocul se... Aaaa!
Look at this dude. Bă, acum am realizat. Mai ții minte când vorbeam de aligatori? Aligatorul lui Gruia? Da. Da, mi-aduc aminte. Nivelul ăsta are aligatori în cartul. So fuck you, Gruia! Nu-s crocodil? Pentru ultima oară, oameni buni, e un aligator. De ce? Nu pot să cred asta, Gruia! Ești atât de stresat de un joc video încât nu mai poți să gândești limpede, Andy? Nu înțeleg. Eu fac săritura să iau bananele și nu mă lasă. Dau vina pe joc. John F. Kennedy, Jesus fucking Christ, Barack Obama. Toată lumea crede că Hillary Clinton o să câștige alegerile, dar de fapt a fost Donald Trump care a câștigat alegerile și toată lumea a fost pissed, exceptând Trump supporters. Toată lumea pe 4chan erau Trump supporters, așa că Hillary supporters au fost BTFO în ziua aia pe... Sincer, și aveam încredere în Trump. Hillary Cox, BTFO. Ai făcut asta intenționat? Nu. Jesus fucking Christ! MATE! Nu putem da skip la nivelul ăsta. Nu putem da skip. De ce? Pentru că nu există așa ceva. Sunt destul de sigur că ar fi o modalitate de a face așa ceva. De ce? Cine ar implementa? Cum facem rost de niște vieți? Cum mă întorc? Nu pot înțelege cum ar trebui să mă întorc. Unde să te întorci? Vreau să fac rost de niște vieți, vreau să mă întorc în partea, prima parte a mapei, la primele nivele. Oh, nu pot să cred, nu pot să cred cât urăsc nivelul ăla din tot sufletul meu. Eu am trecut peste. Cum ai trecut peste? Peste spărarea și ora pentru nivelul ăla, nu. Că am trecut peste nivel. Tu ești fucked in the head? Ce? Tu ești bolnav rău, copile. De ce? Lasă-mă în pace. Bine. Să te descurci singur la nivel. Păi cam asta am făcut. Da, știu. Să te joci singur atunci. Oh my god. Jesus fucking Christ. Cum se cheamă? Știi cum se cheamă un burger de la bistro? Nu. Burger Big Boy. S-ai bistro cum? Bistro Evo, nu știu, e pe undeva, habar n-am. Dar se cheamă Burger Big Boy. Hei, știi ce sunt eu? Ai uitat, nu? Că se va întâmpla asta. Nu. Holy fuck, am făcut-o! Holy fuck, nu! În episodul următor!